punem în bastonel, tot, tăiați în patru, ardei și ceapă, o lingură de sare, o lingură de boia, o linguriță de piper, o linguriță de cimbru și busuioc, punem și puțin ulei și amestecăm. Punem toate pe tavă. Voi pune și 3 bucăți de carne deasupra și voi pune la cuptor. Thank you.
bate șnitele cu foarte. Vom bate șnitele. Vom pune puțină sare, puțin piper. Vom trece carnea prin făină, prin ou și la sfârșit prin pesmet. Și șnitele sunt gata.